Aclesa 100 mg Se indică în tratamentul simptomatic al artrozei, poliartritei reumatoide și spondilitei anchilozante. Doze și administrare. Deoarece riscurile cardiovasculare ale cele coxibului pot crește odată cu doza și durata expunerii, trebuie să se utilizeze doza minimă eficace și cea mai scurtă durată posibilă de tratament. Artroză Doza ozoală recomandată este de 200 mg celecoxid pe zi administrată oral în doză unică sau fracționată în două prize Poliartrita reumatoidă Doza inițială la fel este de 200 mg pe zi în două prize Spondilita anchilozantă Doza instilnică recomandată este de 200 mg administrată o dată pe zi sau în două prize Doza maximă recomandată este de 400 mg celecoxid pe zi pentru toate indicațiile. La pacienții cu insuficiență hepatică moderată confirmată și cu valori ale concentrației albuminei plasmatice de 25-35, tratamentul trebuie inițiat cu jumătate din doza recomandată. Insuficiența renală. Nu există suficientă experiență clinică cu celecoxib în ceea ce privește pacienții cu insuficiență renală ușoară sau moderată, de aceea tratamentul la acești pacienți se va face cu prudență. Copii și adolescenți. Tratamentul cu celecoxib nu este indicat copiilor și adolescenților. Contraindicații hipersensibilitate la substanță activă sau la oricare dintre excipienții numerați, ulcer gastro activ sau hemoragii gastrointestinale, pacienții cu asp, și crinită, acută, polipoză nazală, angioedem urticare sau alte reacții alergice. După administrarea de acid acetil-salicilic sau medicamente antiinflamatoare nesteroidiene, inclusiv inhibitori ai COX 2 Sarcină și femei aflate la vârsta fertilă care nu utilizează metode contraceptive eficace. Reacții adverse foarte frecvente Tensiune arterială mare Tenzi... Reacții adverse frecvente infarct miocardic Acumulare de lichide în organism cu umflare a gleznelor, picioarelor sau mâinilor Infecții urinare Sarcina, alăptarea și fertilitatea Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. Aclesa nu trebuie utilizat de către femei gravide sau care pot rămâne gravide. În timpul tratamentului Nu trebuie utilizat în timpul alăptării. Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor trebuie să cunoașteți felul în care reacționați la aclesa înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Dacă simțiți amețel sau oboseală după ce ați luat aclesa, nu conduceți vehicule și nu folosiți utilaje. Aclesa conține lactolă, lactoză. Capsula de aclesa trebuie înghițită întreagă cu o cantitate suficientă de apă. Poate fi luată în orice moment al zilei cu sau fără alimente. Dacă după două săptămâni de la începerea tratamentului nu constatați, nu constatați nicio ameliorare a bolii, adresați-vă medicului dumneavoastră. Substanța activă celecoxib.